Fazele lunii, eclipsa de lună și eclipsa de soare, rezumat după Vibes of Cosmos, foarte ușorată ce înțelegi grafica asta, unghiul de incidență a refracției conice, de aceea și NASA spune anumite adevăruri, numai că le spune codificate, după ce înțelege adevărata realitatea lumii, înțelege ce spune că sfera și cu axa și cu unghiul de incidență și așa mai departe. Dar nu, trebuie să înțelegi lucrurile. Fazele lunare, diferitele poziții ale refracției conice a electromagnetismului care provine din soarele negru, depinde de unghiul de incidență și asta creează fazele lunii. Foarte simplu, o să vorbim mai mult despre chestia asta. aici este luna plină în alb și asta în negru este luna nouă. Și atunci mergem pentru eclipsa de lună. Să facem ca să vadă pe tot ecranul. Eclipsa de lună trebuie să fie două condiții standard. Deci asta se dă la fiecare X timp. trebuie să fie lună plină, asta înseamnă luna plină și trebuie să se afle soarele și luna în constelații opuse. A, am, o să vă arăt mai în viitor harta constelațiilor și a, și, a zodiacului pe harta lunară cu pământul. În fine, și trebuie să fie la aceeași latitudine, pentru că normal că soarele și luna se mișcă la diferite viteze și cu diferite altitudine. Și ceea ce este important de aici ca să înțelegeți este că nu este soarele cu luna care interacționează în genul eclipsei, ci este... Um, atunci când luna se află opusă soarelui cu aceeași latitudine și când deci se produce eclipsa de lună, prin urma, prin, în urma intermediului a, interacțiunii refracției conice a Soarelui, care neutralizează refracția conică a Lunii. Deci refracția conică este energia electromagnetică care se refractează în ceea ce noi, noi numim domul, mai pe românește limba e stradă, în deci, ceea refracție conică a energiei pozitive Soarele a, neutralizează energia negativă Luna și se formează eclipsa de Lună. Când se întâmplă fenomenul aproape, deci tot în constelații opuse, de mai aproape, ca distanță, ai eclipsă parțială de lună și eclipsa de soare, care este cea mai cunoscută și cea mai fantastică și mai fascinantă, cum a fost cea din anul 99, parcă cum a fost și în România atunci, eclipsa de lună, de soare, pardon, două condiții, trebuie să fie lună nouă, deci lună nouă, vedeți cum este soarele și luna aici și referența conică, aceeași constelație în, în continuare, dar să fie... Uh, la fel și aceeași latitudine, deci diferența este că eclipsa de soare este aceeași constelație și eclipsa de lună este constelație opusă, aia este partea importantă atunci când, când luna și soarele se află ca și fenomen electromagnetic în aceeași constelație și aceeași latitudine avem eclipsa de soare, rezultatul este că refracția conică deci refracția ce, ce spune conică, că este o refracție conică formă con, refracția conică a, a lunii noi deci refracția conică de la luna, luna nouă se pune în fața refracției conice a soarelui. Ale interacționează, alea dansează împreună, refracțiile conice. Bineînțeles, soarele și luna se află, cum am spus, în condițiile care le-am arătat, dar ceea ce interacționează ca să se producă eclipsa, atât de soare cât, de, cât și e lună, este refracția conică a celor două energii pozitivă și negativă. Scrierile vedice spun foarte bine lucrurile astea la fel și sunt și niște din Vatican care le mai spun, în fine, lucrurile au fost și NASA spunea nu-i adevărul, numai că trebuie să le înțelegi în perspectiva studiilor care le faci după cu lumea reală, că dacă mergi pe chestia cu apa curbată nu mai înțelegi nimic. Atunci, când se află aproape, deci nu coincid, dar se află aproape refracțiile conice, avem eclipsă parțială. Și cam asta este foarte simplu și la subiect, sper că ai înțeles, dacă n-ai înțeles mai poți să pauzezi video ca să vezi uh, graficul și o să continuăm să vorbim mai mult despre chestiile astea în viitor, uh, așa mai repede, mai pe înțeles, e strada a tuturor ca să fie de, de pricipit. Și uh, atât, ne vedem în următorul video.